și Andrada se pare că sunt îndeajuns de maturi și de puternici cât să nu fie afectați de vreo veste mai puțin plăcută. Îmi place, a? Nu, să nu-mi place nimic, trebuie să-ți spun ceva. Zi. E că nu știu cum să încep. Ci că au primit din afară mesaje, chiar am cerut să le văd, în care li se spunea că am făcut video chat. Tu? Da. Nu mă interesează, asta vrei să zic. Da. Vino, mă. Și dacă ai făcut, bravo. Păi, da. Stai, mă, niște tu. Trebuie să nu pasă, eu n-am nu din asta. Nu-ți pasă? Nu, și dacă ai făcut și dacă vrei să faci, poți face în continuare, da? Nu te pup. Nu vreau. Ideea e că nu vor să-mi arate cine. Da-i. Dar nu e vorba despre asta. Dar unde te duci? Stai. Vino, stai un pic în braț. De asta ți era. Păi nu, nu mi era, dar trebuie să-ți spun, nu? Da, mă, stai mică. De că mi-am asumat, adică le-am spus când am venit. Că mi-au spus, uite, au fost concurente care au făcut nu știu ce și s-a aflat după, n-au spus și zic, ok, da, am făcut două shooting-uri, am două shooting-uri foto, este un nud frumos, da, pe care o să-l și vezi în pădure, este ceva sublim, da, nu este un nud grafic. Da. Și doi la mână a fost vorba despre o lună și maxim, nici nu cred că a fost. Eu mi-am făcut singură niște conturi, am făcut acasă, nu s-a întâmplat nimic, nu. A trebuit să-ți spun pentru că trebuia să-ți zic. Mm-hmm. Și dacă nu ziceam aici oricum, îți ziceam când vorbeam noi acasă. Tu crezi că am venit de la biserică? Păi nu, tocmai, dar ideea e că m-au chemat foarte și bine, uite să facem că... continuare și shooting-uri și tot shooting-uri chiar vreau să mai fac, pentru că chiar vreau să-mi fac, îmi plac shooting-urile, dar pe partea de video chat am renunțat pentru că nu este din niciun punct de vedere mediul meu. Hai, este. Foarte bine. Da, nu, îmi place că... nu-mi place, nu. Că vor afla e-mail, în primul rând, și... Însă, dincolo de aparențe, se află de obicei alte aparențe, iar rușinea lucrează în subsidiar, la fel ca îngrijorarea. Da, o să fie problemă cu ai mei, cu bunii, cu... Da, mă, stai, nu plânge, că indiferent de ce e eu cu tine, da? Da, Andrada, știu. Da? Fii liniștită. Da, ta, fi liniștită, fii tare, că nu o să se întâmple nimic rău. Da? Păi nu, dar uite că mă enervează pe mine. Ce se întâmplă rău? Că e vorba de ce am făcut eu, nu... Pas, cât plei făcut. N-am lucrat la nimeni, n-am... Ai tăi, nu știu de asta. Păi normal că nu știu. Știu că am făcut ședințele foto, dar le-am făcut din plăcere, le-am făcut pentru mine, nu... O să le vezi, o să-ți placă 100%. Nu, și dacă aflai tăi, asta e, la urma urmei, da, tu vii la mine și trebuie și să accepte. Nu vreau și punct. Lucruri. N-ai omorât, n-ai dat în cap. Nu e vorba de asta, că sunt oameni deschiși. Nu e vorba că nu s-ar fi așteptat să fac vreo tâmpenie de genul, dar nu vreau. Mama e mai maleabilă, dar tata e un om important. Nu e chiar așa. E tocmai directorul. Și are cunoștințe în toată țara și merge și în țări străine și peste tot. Nu e chiar așa. Plus că înainte să intru, stăteam cu fetele când ne-au dus la... Nu știu, am făcut un... Printre filmări, sunt două, trei fete care au făcut video chat și stând la masă era Isidora și zicea... Nu mai pot arde curiozitate să văd cine ți-a făcut așa ceva. Și da, ce e așa, să te mă, vinzi, tabu? Să te vinzi, să te dezbraci, să te arăți pentru niște mărunțiși, corpul tău sfânt și... Da. Te dai și mă uitam. Sfânt și le umflă tot după două pahare prin cluburi. Da, las, nu, te rog, nu-ți bate cap. Eu pun pe seama șocului faptul că ai spus bravo când ai aflat. Da, și acum ai zic bravo. Dacă vrea să facă, să facă în continuare, n-am o problemă cu așa, asta. Așa, de mâna ta, de mână cu tine. Nu am o problemă ta cu asta. Deci eu sunt foarte asumat și cred că se vede și acum. Nu am o problemă cu asta. Deci nu o să zic niciodată că, vai de mine, nu mai fa asta, nu. Nu, mi se pare o chestie gravă, având în vedere la ce lucruri grave se întâmplă în 2021.
Da, acum, na, domnule, fiecare cu părerea lui, fiecare cu ce gândește, nu știu. Ce zici, Ioane? Ți-ai lăsat soția? Nu știu ce să zic. Nu, n-aș lăsa. Alex? Dar nici nu m-a deranjat dacă a făcut vreodată în trecut. M-ar deranja să facă, dacă ar fi cu mine. Dar dacă ar fi făcut în trecut, n-aș fi avut nicio problemă. Marius? La fel, nu știu. Dacă... La fel ce? La fel ca să-i văd. Dacă făcea în trecut, da, dar nu acum, aș accepta. Petrica? Nici eu nu aș. Aoleu, tu o să fii preot. Vă leu! Spun că n-aș mai face eu, în primul rând, pentru că nu mă caracterizează. Nu a fost ce trebuie pentru mine. Dacă îmi plăcea și știam că va fi ceva de viitor pentru mine, rămâneam și făceam în continuare. Doamna Ionela.